În proiectul de astăzi vom vorbi despre întrerupătorul CapScar, cum funcționează și cum îl instalăm. La o primă vedere, dacă ne uităm la el, arată ca un întrerupător simplu, atât din punct de vedere al unui singur buton, cât și al prinderii, exact ca un întrerupător simplu. Observăm prinderea pentru jurul pe doză, observăm clemele cu colți pentru prinderea pe doză, iar dacă scoatem butonul, putem să accesăm găurile pentru clemele de strângere. În cazul nostru, acest model de întrerupător, pentru a accesa prinderea pe șurub, trebuie să-i scoatem și această ramă, iar apoi putem vedea prinderea pe șurub. Dar, cum spuneam, acesta este un model. Fiecare model în parte poate avea un alt tip de demontare al carcaselor. În final, modul de funcționare al întrerupătorului cap-scară, el trebuie să fie montat într-un punct A pentru a opri un cord de iluminat sau a porni un cord de iluminat, iar la într-un alt punct ar trebui montat un altul care să facă același lucru. Ca și cum intrăm în casă și apăsăm butonul, de exemplu, să pornim un cord de iluminat, iar la finalul holului, în drum spre bucătărie, avem un altul care îl va opri, să nu ne mai întoarcem până la intrare. Acesta este scopul unui întrerupător cap-scară. Cu toate astea, el poate fi folosit și ca un simplu întrerupător, însă observăm aceste modele care se montează pe doză simple au acest semn, nu sunt cele mai aspectoase, iar nu știu dacă are sens să cumpărăm un întrerupător cap-scară pentru a folosi ca un întrerupător clasic. De asemenea, există și întrerupătoare modulare cap-scară, care se pot monta într-un modul. Observăm că arată ca un întrerupător simplu. Observând schema, este complet diferită față de a unui întrerupător simplu. Acesta este capscar, acesta este un întrerupător simplu. De asemenea, observăm prinderile că sunt diferite. Acesta este întrerupătorul simplu, care intrarea și ieșirea este în același loc. Aici avem intrare și ieșire, însă în partea aceasta, unde întrerupătorul simplu nu mai are nimic, aceasta are o altă, practic este intrarea sau ieșirea, în funcție de unde este montat. Acum, pentru a înțelege cum funcționează, avem făcut acest setup și dacă ne amintim, dintr-un proiect anterior, care bineînțeles le găsiți în descriere, vă recomandăm chiar să le urmăriți pentru că veți înțelege mai bine ce am vrut să facem noi aici, însă, pe scurt, avem o siguranță care alimentează o doză și din doză mergem și alimentăm un cord de iluminat, în cazul nostru este un singur bec, iar aici avem în mod normal o doză în care puneam un întrerupător simplu sau dublu și comandam aprinderea sau stingerea becului. Pentru că avem un întrerupător cap-scară, mai avem încă o doză aici și acum, dacă urmărim cablajul, observăm în continuare că avem din alimentare, ajungem cu fază și nul în doză, împământarea ajunge împreună cu nulul direct la bec, iar întrerupătorul cap-scară, fiind întrerupător, el doar comută faza. Și atunci faza noastră care ajunge de la alimentară, din doză, va trebui să ajungă într-unul din întrerupătoare, iar în continuare, din a doua doză de aparat, faza noastră va merge către bec. Iar aceste două cabluri care sunt aici sunt folositoare pentru comunicarea între întrerupătoarele noastre. Deci întrerupătoarele vor comunica prin aceste două cabluri și vor răsuci faza între ele pentru a o putea prelua și da mai departe prin aceste fire. Deci, practic, faza vine de la sursă, vine într-un întrerupător, iar apoi este dată mai departe către corpul de iluminat, iar cu aceste două cabluri, întrerupătoarele între ele vor comunica pentru ca atunci când unul este stins și celălalt aprins să poată comuta între ele faza pentru a prinde becul. Iar pentru montaj, acesta este spatele pentru a vedea mai bine, de fapt o să-l folosim pe acesta. Fiind întrerupător cap-scară, vom observa în primul rând că avem 1, 2, 3 puncte de prindere. Întotdeauna acesta liber este intrarea sau ieșirea. Deci aici vom prinde, în cazul nostru, în exemplu nostru, vom prinde cablul roșu, faza practic. Iar aici, la celelalte două, atât la unul cât și la celălalt, vom prinde cablurile negre. Pe aici se va face comunicarea între întrerupătoare. Deci atunci când le montăm, este important să știm unde ne ajunge faza. Trebuie să știm unde ne ajunge faza și apoi trebuie să știm care din cabluri ajunge la bec pentru a le putea monta. Celelalte două, ordinea lor nu contează.
care unde sunt prinse, dar noi practic într-o doză pentru un întrerupător cu pentru un întrerupător cap scară vom avea 3 cabluri. Și unul dintre ele este foarte important să știm. Noi aici în exemplu avem cabluri negre, însă dacă ar fi fost roșii, nu am fi știut care din ele ar fi trebuit să fie intrarea. În cazul de față, să zicem că toate cablurile noastre ar fi de culoare roșie și nu am ști care ar fi intrarea, am pune tensiune, am folosit o lampă de control și ar trebui ca aici să vedem, nu știu dacă se observă, lampa ne arată că acest cablu este faza, deci faza ne ajunge în întrerupător, iar dacă am pune pe celelalte două cabluri, în cazul de față, bineînțeles că nu este nimic, noi știm deja că ele sunt libere. Iar apoi, pentru a vedea mai departe care dintre cele trei cabluri vor merge la corpul de iluminat, trebuie să montăm un întrerupător, unul din cele două în partea în care vine de la doză. Odată ce l-am montat, acum luăm lampa de control și ar trebui să avem în oricare din pozițiile întrerupătorului, în oricare din poziția întrerupătorului, ar trebui să avem cel puțin un cablu cu fază pe el. Acesta nu este. Acesta este. Bineînțeles, îl vom testa și pe ăsta pentru că luăm un exemplu că ar fi toate aceeași culoare, dar atunci când am găsit un cablu ne oprim pentru că ar trebui să avem pe unul singur. Și îl dăm la o parte pe acesta, după care comutăm. Iar acesta ar trebui acum să nu mai aibă, dar ar trebui să fie pe acesta. Observăm că acum avem pe acesta. Și ne rămâne cablul roșu, care bineînțeles nu are fază. Acesta va fi activă numai când întrerupătorul va fi montat. Deci așa știm că acest cablu este ieșirea din cap scară. Acesta va fi montat aici, iar aici și aici vor fi montate cele două cabluri negre. Deci, pe scurt, dacă avem întrerupătorul montat și avem, știm care este faza, care ne vine nouă de la siguranță, apoi, după montarea întrerupătorului, în cealaltă doză, dacă avem cablurile de culori diferite, putem să aflăm care din cabluri va merge către corpul de iluminat, eliminându-le pe cele controlate cu lampa de control și testate pozitiv în urma acționării întrerupătorului. Pentru că pe o poziție va fi o fază aprinsă, pe cealaltă poziție va fi o altă fază aprinsă, iar tot timpul cablul care va merge la corpul de iluminat va fi fără fază. Acum ar trebui să facem și paranteza dacă legăturile au fost făcute bine, dacă în întrerupător ne ajunge faza și nu nulul. Mai sunt și astfel de cazuri. Iar după conexiunile electrice, vom prinde în doză, exact cum am prins și în celelalte proiecte. Montăm rama peste, pentru că am folosit șuruburile de prindere, iar apoi punem butonul. Ok. Acum putem să testăm. Care de aici putem să oprim sau să pornim. Dar de asemenea putem să oprim de aici și să oprim de aici. Sau invers, putem să pornim de aici și să oprim aici. Iar în cazul de față, acest setup care este făcut aici este făcut pentru a înțelege exact cum se întâmplă lucrurile. Însă, într-un caz real, cablurile sunt trase între doze complet diferit pentru a folosi cât mai puțin cablu și pentru a facilita montajul. Cam acestea au fost informațiile în legătură cu acest subiect, sperăm că interesante și până data viitoare, că vom aștepta din nou pe canalul nostru, poate și cu alte proiecte interesante, vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!